Mulțumesc frumos, doamnă președinte, de ședință. Interpelarea este adresată domnului ministru al Justiției, Marian Cătălin Predoiu. Obiectul interpelării: abuzurile sistemului de justiție din România împotriva domnului Aftanache Mihai, reclamantul din hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Aftanache împotriva României, cererea numărul 999 per 2019. Și un îndemn pentru domnul ministru: implementați funcționalitatea sistemului de justiție în România. Domnule ministru, vă aduc la cunoștință, împreună cu hotărârea Curții Europene a Dreptului Omului în cauza Aftanache împotriva României, cea de mai sus, numărul 999 per 2019, hotărâre pe care o puteți regăsi în preambulul acestei interpelări, o serie de probleme ale sistemului de justiție și vă rog să luați măsuri urgente pentru corectarea lor. În speța domnului Aftanache, parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara a refuzat să efectueze urmărirea penală, deși a fost înștiințat de către reclamant și acesta a depus și plângere penală cu privire la infracțiunile grave a căror victimă a fost. Parchetul a deschis un dosar cu numărul de forma numărul 8 per 1 per an în loc de numărul per P per an, așa cum ar fi trebuit, și pe toată perioada până la închiderea dosarului i-a respins victimei orice cerere, motivând că nu are nicio calitate în dosar. Domnule ministru, aceasta este o problemă structurală în sistemul de justiție și domnul Aftanache nu este singura victimă căreia i s-a răspuns în acest fel atunci când a solicitat efectuarea urmăririi penale. Iar parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara, nefiind singura unitate de parchet care folosește o asemenea practică de mimare a efectuării urmăririi penale. Din aceste motive, domnule ministru, vă rugăm să prezentați Parlamentului României un raport cu următoarea situație. Câte dosare au fost deschise la unitățile de parchet din țară în ultimii 5 ani și dintre acestea câte au avut forma număr per 1 per an, mimând astfel efectuarea urmăririi penale și care a fost durata de timp împărțite pe grupe în care aceste dosare s-au aflat în lucru la procurori. În continuare, domnule ministru, vă informez despre activitatea de legalizare a infracțiunilor făcută de inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Deși rolul inspecției judiciare este sau ar trebui să fie acela de a corecta în mod legal abaterile magistraților și vă invit să luați de urgență măsurile care se impun. În speța domnului Aftanache, procurorul de caz, domnul Bonda Alexandru Vasile, și-a întocmit referatul prin care a dat soluția de clasare în baza raportului uneia dintre infractorii indicați de victimă, acesta fiind totodată și agent de poliție. Judecătorul de cameră preliminară în cadrul judecătoriei Timișoara, la care s-a judecat contestația domnului Aftanache, a citat în proces 5 persoane care nu aveau calitatea de parte procesuală. Când instanței s-a învederat lipsa calității procesuale a celor persoane, a spus că aceștia sunt, între ghilimele, martorii parchetului și a consemnat în proces declarațiile martorilor date prin avocatul lor ales, pentru că martorii nu s-au prezentat fizic în proces. Avem un caz unic în lume în care martorii au fost reprezentați în fața instanței de către avocatul ales. Domnul Aftanache a dus la cunoștința inspecției judiciare aceste aspecte și a solicitat dispunerea măsurilor legale. A primit însă răspunsuri din partea celor două direcții ale inspecției judiciare, direcția de inspecție pentru procuror, respectiv cea pentru judecători, cum că nici procurorii și nici judecătorii reclamați nu au făcut nicio greșeală. După pronunțarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul Aftanache s-a adresat din nou inspecției judiciare, care i-a arătat faptul că CEDO spune că procurorii și judecătorii naționali care au judecat spețele au greșit.
Răspunsurile trimise de către inspecția judiciară au fost... Domnule deputat, am rugăminte să închideți. Dacă mai îmi dați 30 de secunde, mulțumesc. 30 de secunde, da. Răspunsurile transmise au fost că sesizarea a fost clasată deoarece a trecut un timp mai mare de 2 ani și astfel acțiunea disciplinară asupra judecătorilor nu mai poate fi exercitată deoarece s-a împlinit prescripția răspunderii disciplinare, iar din partea Direcției pentru Procurori a fost informat că sesizarea transmisă cuprinde aspecte care au făcut obiectul verificărilor inspecției judiciare și rezultatul acestor verificări a fost transmis domnului Aftanache, iar în sesizarea nouă nu s-au reiterat aspecte noi față de cele pentru care s-a dispus clasarea în lucrarea anterioară, motiv pentru care s-a dispus arhivarea sesizării. Deci, domnule ministru, pentru inspecția judiciară, hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului nu reiterează aspecte noi și totuși inspecția judiciară a fost sesizată cu aceleași elemente cu care a fost sesizată și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Vă întreb retoric, domnule ministru, cine credeți că a greșit? Inspecția judiciară sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Mulțumesc, doamnă președinte!